Decizia judecătorilor în cazul lui Victor Așmicula, acesta scapă de închisoare și a fost condamnată la pedapsă cu suspendare pentru un an și trei luni. El a fost acuzat că a tras cu o armă de asalt pe un pod din Oradea în 2019. Inițial a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu executare, însă între timp decizia magistraților s-a schimbat și de data asta e definitivă. Victor Micula nu va mai face închisoare. El a fost condamnat la un an de zile și trei luni de închisoare cu suspendare pentru că ar fi tras cu o armă pe un pod din Oradea, chiar dacă în primă fază judecătorii i-au acordat pedepsa de doi ani de închisoare cu executare. Fiul magnatului Viorel Micula a contestat decizia, iar sentința i s-a schimbat. În anul 2019, el ar fi tras cu o armă de asalt în timpul unei curse de mașini din Oradea. Întreaga scenă a fost filmată, iar ulterior postată pe rețelele sociale de către un martor. În înregistrare, el a spus că arma este reală, însă, gloanțele sunt oarbe. Micula Junior nu este străin de acuzații privind mai multe infracțiuni pe care le-ar fi comis. El a mai fost judecat pentru 18 infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și muniților și 13 infracțiuni de instigare la falsă în înscrisuri sub semnătură privată. În acest sens, judecătoria URADEA l-a condamnat în februarie 2024 la inițial la pedeapsă de 2 ani de închisoare cu executare, dar ulterior și-a schimbat decizia. Autoritățile au confiscat toate armele și muniția găsite la Victor Micula în timpul perchizițiilor, iar acesta este nevoit să plătească cheltuieli judiciare ale anchetei și procesului în valoare de numai puțin de 65.000 de lei. Prin aceeași sentință, milionarul este obligat să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității în cadrul primăriei Oradea sau la Mănăstirea Sfintei Cruci.